Bună ziua tuturor! Mă uitam acum uh, la această fotografie de prin 2011-2012, cred. Uh, suntem uh, la o conferință despre programul FIV al Ministerului Sănătății. Uh, nu aveam încă pe lara, deci au trecut cel puțin 10 ani de atunci, pentru că fica mea are aproape nouă. Uh, ce pot să vă spun este că toate toate cele care suntem în această fotografie suntem mame astăzi, dar absolut toate și nu numai noi. Aproape toate voluntarele și persoanele implicate din acea perioadă suntem mame astăzi, ceea ce vă urez și vouă. Uh, intru astăzi pentru o ocazie tristă pentru mine. Tristă. Este felul meu de a Aduce amintire și pomenire memoriei soțului meu și tatălui copilului meu, care a murit acum un pic mai mult de un an. Uh, un an greu pentru mine și pentru fiica noastră, dar în care nu m-am oprit din ceea ce fac pentru asociație. Nu am mai fost la fel de vizibilă pe comunități, însă vă asigur că am continuat pentru asociație șapte zile din șapte. Și când spun șapte, înseamnă șapte. Mai ales în și duminicile. Și mai ales, probabil, că ar trebui să spun șapte nopți din șapte. Uh, Grantul uh, a venit așa ca o idee după ce l-am făcut pe cel în memoria primelor noastre fiice, Eva și Clara, iar Jean-Pierre a apucat să vadă prima ediție și s-a părut foarte attendrissant, se spune în franceză, dar foarte emoțional, dacă vrei, sau stârnitor de tandrețe. Uh, și nu m-aș fi gândit că o să fac vreodată sau curând un astfel de grant și pentru el. Însă sper din suflet să se nască cel puțin un copilaș, da? Pentru că în proiectul de Crăciun uh, avem dintr-o singură procedură de mai multe ori la mai multe familii câte trei copii născuți, da? Uh, Ah, vă cer scuze că nu am reușit să respect deadline-ul pe care eu însă mi-am avansat. Am spus că voi face extragerea pe 4 septembrie. Nu am făcut-o pentru că au fost foarte, foarte, foarte multe aplicații. Acum, voi dacă veți vedea, aceasta este cutiuța în care le-am pus. Probabil când o să vedeți aici, o să ziceți ce mare cutie, ce mare, ce mare lucru. Ia voi câte, câte Uh, bilețele sunt aici. Vă spun eu, 553. De fapt, cred că am scos două dubluri, cred că sunt 550 sau 551. N-ai zice, nu? Uh, apoi mai calculați și măcar 5, poate 10 minute alocate pe aplicație. Pentru că bilețele astea să ajungă acolo au fost anonim, au fost culese într-un formular. Google au fost prelucrate, au fost citite și aici o să revin. Citite, toate aplicațiile, și mai ales poveștile din aplicații, că și despre asta e vorba, ah, și apoi anonimizate, pintate, tăiate, asta cu tăiate e o problemă la mine. Uh, nu am răbdare. Sunt foarte perseverentă și lumea crede că am răbdare. Nu, nu am răbdare. Sunt perseverentă, e diferit. Uh, la șafă și cu copilul. Nu am avut răbdare, dar am fost perseverentă, ceea ce vă urești vouă, deși știu cât de nerăbdători suntem și e normal să fim. Uh, ce să vă spun? Știu că mă așteptați cu nerăbdare uh, extragerea în sine, dar o să profit de timpul ăsta și vă țin puțin în suspans, fără să vreau să vă produc palpitații, ci pentru simplu fapt că nu am mai vorbit de mult în, în comunitate. Și pentru că sunt foarte, foarte încărcată emoțional de uh, lecturile pe care le-am făcut în aceste nopți. Pentru că, da, nopțile am citit aplicațiile voastre. Uh, vă spun sincer că în primele nopți uh, luam pauze. Uh, era mult prea intens și luam pauze, după care mi-am dat seama că ritmul ăsta nu mai termin. Repet, numărați până la 553 sau, da, 553, că dublurile le-am descoperit ulterior. Uh, fost foarte, foarte cronofag și foarte încărcat emoțional. Um, am și niște concluzii personale. Uh, Într-un fel, citindu-vă poveștile, am înțeles uh, și uh, am înțeles unde este, cum să vă spun, uh, unde să ne situăm astăzi. Am observat că încă se mai desfundă trompe. Am observat că sunt doctori în România care fac uh, fertilizări in vitro cu ovocite proprii unor femei de 43-44 de ani. Și apoi acestea fac depresii. Am citit despre foarte multe depresii, dificultăți emoționale severe, pe care vă rog din suflet să nu le neglijați. Din suflet, vă rog, sănătatea mentală. Aveți mare grijă la ea. Am citit povești zguduitoare. Am întâlnit fete de 20 de ani și am întâlnit persoane. Din generația mea, ca să zic așa, a am fost, am fost absolut uluită, pentru că eu am o memorie un pic bizară. Am întâlnit un nume, n-o să-l dau acum, Mădălina, dau doar prenumele, dar i-am reținut și numele de familie și deși nu cred că am interacționat în detaliu vreodată, eu am recunoscut-o și mi-am amintit că o știu nu de la începuturile forumului SOS Infertilitate, adică 2009, ci de pe forumul despre copii, adică 2007-2008. Și am crezut că mă înșești că e o coincidență de nume, sunt multe mădălina și nici numele familiei nu era extrem de rar. Însă, în poveste, da, ea era și știam bine că are o fetiță mai mare decât fica mea, bine mai mare chiar decât primele mele fice, Eva și Clara. Și da, ea este și pentru că povestește că fica ei e liceancă. Ei, ea are un copil la liceu, dar de atunci nu a încetat să spere că al doilea copil va veni. Uh, am fost foarte, foarte emoționată regăsindu-o pe Mădălina, mi-am adus aminte de mine și de... Și m-am gândit la... De fiecare dată v-am spus, în, puțin în primele 2-300 de aplicații, până când mi-am dat seama că ajungem cu ele la extragerea de Crăciun, dacă continuăm în ritmul ăsta, uh, mi-am luat pauze între citit povești, pentru că pur și simplu erau mult prea intense. Uh, you name it, I read it. Deci am citit absolut tot ce se poate imagina în materie de infertilitate. Știți, când faci un lucru foarte, foarte des sau constant, ajungi cumva ca un medic să te imunizeze, așa cum medicii care văd cazuri grave în fiecare zi ajung la acea uh, anduranță. Cumva eu, după 14 ani de citit cazuri de infertilitate și povești de infertilitate, ajunsesem la acea imunizare. Ei mi am luat acum un, un antidot la imunizare prin aceste lecturi care m-au. Uh, prăbușit un pic, dar în același timp încerc întotdeauna să văd partea plină a po poveștii astea, și anume cineva, o singură persoană, din păcate, sau un singur cuplu, uh, va avea acces la o fertilizare in vitro, care sper să-i aducă, cum spuneam, cel puțin un copil. Pentru toți ceilalți, toți ceilalți care au aplicat și toți ceilalți care sunteți pe grup în general, uh, Vestea bună este că astăzi, acum, în direct, are loc ședința de guvern prin care se va aproba proiectul de la Ministerul Familiei și este destul de generos. Ar fi vorba de 2500 de proceduri până la sfârșitul anului și de la anul semnificativ mai multe. Vârsta este până la 45, revin, vă rog frumos, dar chiar dacă au pus vârsta la 45, nu vă tăiați singuri craca de sub picioare optați pentru o donate pentru a avea un copil, nu încă un fiv, încă un fiv și o depresie după. Voi nu vreți un fiv, voi vreți un copil. Deci dacă medicul vă recomandă, vă spune că soluția pentru voi o reprezintă o donate, donată, nu ezitați, vă rog din suflet. Știu că e greu de integrat din prima, dar după ce vă, vă vizualizați ce vreți, puneți așa pe, pe Vreau să fac un FIF cu 0,1 șanse. Nu știu că realizați ce înseamnă. Chiar și 1% șanse. Chiar și 5% șanse. Chiar și 11% șanse. Poate vi se pare mult, dar înseamnă foarte puțin, de fapt. Și vă spune cineva care a căzut statistic de nepermis de multe ori de partea proastă a statisticii. Asta nu înseamnă că dacă mi s-a întâmplat mie așa cum mi-a spus cineva, ce dacă s-a întâmplat ție, o să ni se întâmple nou statistic, da, o să vi se întâmple și voi o să picați de partea voastră proasta statisticii. Gândiți-vă dacă puteți duce. Gândiți-vă dacă puteți duce. Alternativa fiind, repet, foarte probabil, că nici acolo nu este 100% apropo de statistică, apelul la ovocite donate este o cale la fel de minunată de a deveni părinte. Bun, nu mai este semn asta de mult și simțeam nevoia să spun, și pentru că am citit poveștile și depresiile cauzate de eșecuri pe, în aplicații. Bun, acestea fiind zise, uh, repet, în această cutie pe care o să o amestec, o să o amestec, sper că se aude, există multe, multe, multe speranțe și o singură câștigătoare. O la 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 la. Emoții? Și pentru mine, vă asigur. Iar câștigătoarea este... Andreea V. Nu avem orașele, n-am cerut orașele în această aplicație și am dat că era o limită, deci am pus data integrală a nașterii, nu am pus doar anul ca de obicei, născută pe 2 ianuarie 1992. Îi mulțumim Andreei și urăm, ce să urăm? Cel puțin un copil, așa cum am stabilit. O să ia legătura Cristina Vâlcea cu ea. O să o, să o contacteze. Vă mulțumesc tuturor și vă țin pumni din tot sufletul. La revedere!